Introducere. Mai presus de orice, fii onest cu propriul tău sine și la fel cum noaptea urmează întotdeauna zilei, consecința acestui lucru va fi că nu vei mai putea fi necinstit cu ceilalți oameni. William Shakespeare. Celebrele cuvinte ale lui Shakespeare, adresate de Polonius, fiul său, Laertes, în actul întâi din Hamlet, sunt cât se poate de clare și de lipsite de ambiguitate. Ele ne spun că dacă dorim să menținem relații oneste cu ceilalți oameni, trebuie să începem mai întâi de toate prin a fi onești cu noi înșine. Pe de altă parte, dacă Laertes ar fi fost cinstit cu el însuși, și ar fi dat seama că învățătura tatălui său echivala cu recomandarea de a prinde din zbor vântul. La urma urmelor, față de ce sine trebuie noi să fim onești? Cel pe care îl afișăm atunci când suntem prost dispuși sau cel care iese la iveală atunci când ne simțim spășiți în urma unei greșeli făcute? Cel care vorbește cu obidă atunci când suntem deprimați sau supărați, ori cel care devine manifest în acele rare momente în care viața ni se pare frumoasă și senină. Așa cum putem vedea, conceptul de sine pare mai evaziv decât am fi crezut la prima vedere. Dacă Laertes ar fi avut acces la psihologia tradițională, el s-ar fi lămurit într-o oarecare măsură pe tema acestui subiect. Freud, părintele psihologiei, a împărțit psihicul uman în trei părți: id-ul, ego-ul și superego-ul. El a definit id-ul ca fiind natura noastră animalică sau primară, superego-ul ca sistemul critic inoculat în mintea noastră de către societate și ego-ul ca o interfață cu lumea exterioară care încearcă să păstreze un echilibru între celelalte două forțe extrem de puternice. Chiar dacă ar fi cunoscut această definiție, aceasta nu l-ar fi ajutat prea mult pe tânărul Laertes să înțeleagă spusele tatălui său. În fond, în raport cu care dintre aceste forțe trebuie să fim onești? Constatăm încă o dată că lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple cum par la prima vedere. Dacă privim dincolo de suprafață termenul de sine, ne trezim în fața unor întrebări pe care marea majoritate a oamenilor preferă să nu și le pună. Fac toate aceste aspecte diferite ale ființei mele parte integrată din sinele meu? Sau există un sine unic și nedivizat? Iar dacă da, unde se află acesta și cum îl pot cunoaște? În capitolele care vor urma, vom începe o călătorie a explorării sinelui. Nu o vom face însă maniera tradițională abordată de experți în psihologie sau de mari filosofi. Nu vom lua partea uneia sau alteia din dogmele religioase consacrate și nu vom apela la sondajele statistice pentru a vedea ce cred oamenii în medie. Vom apela la unica sursă ce are o cunoaștere fenomenală și directă asupra acestui subiect, la unicul expert care colectează clipă de clipă și zi de zi datele necesare pentru această investigație. Acest expert ești chiar tu. Înainte de a te entuziasma prea tare sau de a mă contrazice, spunând că nu te ridici la înălțimea acestei sarcini, doresc să precizez că nu sunt interesat de opinia ta personală legată de acest subiect, nici de cărțile pe care le-ai citit sau de cursurile și seminarele pe care le-ai urmat. Ceea ce mă interesează pe mine este experiența ta intuitivă legată de propria identitate. Așadar, nu voi insista asupra cunoașterii pe care ai acumulat-o,
ci asupra experienței tale directe. Din acest punct de vedere, nu ai cum să dai greș, căci sinele tău este ceea ce ești întotdeauna, indiferent unde te afla. Secretul constă în a afla cine ești tu în permanență, indiferent de împrejurări și de circumstanțe. Lucru deloc ușor, căci subiectul poate genera multă confuzie. Capitolele care vor urma din această carte nu vor fi decât niște oglinzi, care îți vor permite să-ți cunoști sinele din perspective interioară. Ea va atinge întreagă toate aspectele vieții tale. Singura cerință pe care ți-o adresez este să te privești cu onestitate pe tine însuți, în cea mai naturală manieră cu putință, cea intuitivă. Reține, atunci când căutăm rădăcina sinelui, ceea ce căutăm noi de fapt este propria noastră esență, pe noi înșine. Pe măsură ce vei citi paginile care urmează, vei descoperi că știi mult mai multe lucruri despre acest subiect delicat decât îți imaginezi la ora actuală. Tu ai știut dintotdeauna cum să te gândești pe tine însuți, dar de-a lungul timpului ai devenit distras și dezorientat. Dacă te vei focaliza din nou, vei constata că ai un nume, numai capacitatea de a te găsi pe tine însuți, dar și capacitatea de a te elibera. De bună seamă, dacă vei opta sau nu pentru acest lucru, va depinde numai de tine. Cert este că la încheierea călătoriei noastre de-a lungul acestor capitole, nu vei mai trăi în confuzie, nu te vei mai considera lipsit de putere personală și nu vei mai avea niciun motiv să dai vina pe alții. Dimpotrivă, vei ști exact ce ai de făcut. Dacă vei opta pentru a-ți continua călătoria către realizarea de sine, vei căpăta un respect imens pentru cel care ești în realitate. Abia atunci vei putea să apreciezi la justa sa valoare semnificația sfatului cu care am început această introducere. Mai presus de orice, fii onest cu propriul tău sine. Partea 1. Trezirea conștiinței. Capitolul 1. Vocea din interiorul capului tău. Dacă nu ai observat încă, în capul tău se derulează un dialog mental care nu încetează niciodată. El continuă la infinit. Nu te-ai întrebat niciodată cine este cel care vorbește? Cum ia el decizia de a rosti anumite cuvinte și nu ale tale? Cât de adevărat este ceea ce spune el? Cât de importante sunt cuvintele sale pentru tine? Chiar dacă îți spui în momentul de față, nu știu despre ce vorbești, eu nu au nicio voce în interiorul capului meu, cea care spune aceste cuvinte este chiar vocea despre care vorbim. Dacă ești un om inteligent, vei simți nevoia să te distanțezi de această voce, să o examinezi și să o cunoști mai bine. Problema este că ești prea apropiat de ea pentru a fi obiectiv. De aceea trebuie să te distanțezi de ea și să îi contempli monologul. Spre exemplu, atunci când conduci mașina, auzi conversații interioare de genul: nu trebuia să-l sun pe Fred. Ba da, ar fi trebuit să fac acest lucru. Nu-mi vine să cred că am uitat. O să fie atât de furios. Poate că nu o să mai vorbească niciodată cu mine. După cum poți observa, vocea din interiorul capului tău joacă pe rând ambele roluri ale părților implicate în conversație. Singurul lucru care contează pentru ea este să continue să vorbească. Atunci când ești obosit și nu poți dormi, vocea din interiorul capului tău este cea care spune: nu mai pot dormi, am uitat să-l sun pe Fred. Mi-am adus aminte pentru o clipă când eram în mașină, dar tot nu l-am sunat, iar apoi am uitat cu pământul. Dacă nu-l sun chiar acum,
Dar este prea târziu, nu-l pot suna acum. Nici măcar nu știu de ce m-am gândit la acest lucru. Trebuie să adorm. Și mâine am o zi importantă, așa că trebuie să mă trezesc dimineața de vreme. Nu este de mirare că nu poți dormi. De ce tolerezi această voce căreia nu-i tace nicio clipă gura? Chiar și atunci când ceea ce spune este plăcut și reconfortant, ea te deranjează din lucrul tău, indiferent ce faci. Dacă vei petrece mai mult timp observându-ți această voce interioară, primul lucru pe care îl vei remarca va fi acela că ea nu tace niciodată. Dacă este lăsată în voia ei, ea continuă să vorbească la infinit. Imaginează-ți ce ai simți dacă ai vedea pe cineva pe stradă vorbind într-una cu el însuși. Fără dar și poate, ți s-ar părea bizar. Cel mai probabil te-ai gândi, dacă el este cel care vorbește și tot el este cel care ascultă, înseamnă că știe dinainte ce are de gând să spună. Atunci, ce rost are să vorbească cu el însuși? Ei bine, același lucru este valabil și în ceea ce privește vocea din interiorul capului tău. De ce vorbește aceasta? La urma urmelor, nu ești cel care vorbește și tot tu ești cel care ascultă. Iar când vocea se ceartă cu ea însăși, cu cine se ceartă ea de fapt? Cine ar putea câștiga această ceartă? Întreaga poveste pare atât de confuză. Să luăm exemplul unui astfel de dialog interior. Cred că ar trebui să mă mărit. Știi foarte bine că nu ești pregătită. O să-ți pară rău. Bine, dar îl iubesc. Ai spus același lucru și despre Tom. Cum te-ai simți acum dacă te-ai fi măritat cu el? Dacă vei studia cu atenție această voce, vei constata că ea încearcă întotdeauna să ajungă la un moment de echilibru în care să se simtă confortabil. Fără prea mult succes însă. Dacă îi se pare că schimbarea rolului în cadrul conversației o va ajuta să se simtă mai bine, ea nu va ezita nicio clipă să facă acest lucru. Chiar dacă descoperă răspunsuri la întrebările pe care și le pune, ea nu se liniștește, ci își ajustează în permanență punctul de vedere și continuă să comenteze. Dacă le vei contempla cu atenție, aceste tipare mentale îți vor deveni familiare. Primul moment în care vei realiza că mintea ta continuă să sporovoiască la infinit poate fi destul de șocant. Este chiar posibil să ții la ea, într-o încercare nereușită de a o face să tacă, dar îți dai seama imediat că cea care țipă este aceeași voce din interiorul capului tău. În mod evident, nu o vei reduce niciodată la tăcere în acest fel. Cea mai bună modalitate de a te elibera de această sporovăială constantă din mintea ta este să faci un pas înapoi și să o observi în mod obiectiv. Consideră vocea un simplu mecanism de exprimare vocală care te face să crezi că vorbești cu altcineva. Nu te mai gândi la ea, pur și simplu observă-o. Indiferent ce spune, este același lucru. Nu contează dacă spune lucruri frumoase sau răutăcioase, vulgare sau spirituale. Indiferent ce spune, ea rămâne aceeași voce femeră din interiorul capului tău. De fapt, singura modalitate de a te distanța de ea constă în a nu-i mai acorda importanță, indiferent ce spune. Încetează să mai crezi că unele din lucrurile pe care le spune te reprezintă și altele nu te reprezintă. Atâta timp cât o auzi vorbind, cu siguranță ceea ce spune nu te reprezintă. Nu ești tu cel care spune acele lucruri, tu ești doar cel care ascultă, cel care observă că vocea vorbește. O auzi când îți vorbește, nu-i așa? Pune-o să spună, salut, chiar acum. Pune-o să repete de câteva ori acest cuvânt cu voce tare. Acum pune-o să îi spună în sinea ta.
Continui să o auzi. Desigur, aceasta este vocea care vorbește în interiorul capului tău, iar tu nu ești totuna cu ea. Doar o asculți vorbind. În cazul acestui exercițiu, a fost ușor să o auzi spunându-ți salut, dar de regulă este mult mai dificil să-ți dai seama că, indiferent ce spune, ea este o simplă voce care îți vorbește în timp ce tu o asculți. Nu există niciun mesaj pe care ți-l poate transmite această voce care să aibă ceva în comun cu identitatea ta, oricât de important ți s-ar părea pe moment. Să spunem că te uiți la trei obiecte: un ghiveci de flori, o fotografie și o carte. Iar cineva te întreabă: care dintre acestea ești tu? Răspunsul este niciunul. Eu sunt cel care privește aceste obiecte pe care mi le-ai pus în față. Nu contează ce pui în fața mea, eu voi fi întotdeauna cel care privește aceste obiecte. Așadar, avem de-a face cu un subiect care percepe diferite obiecte. Același lucru este valabil și în ceea ce privește vocea din interiorul capului tău. Nu contează ce îți spune aceasta. Tu ești doar subiectul care o ascultă. Atâta timp cât pornești de la premisa că anumite lucruri pe care ți le spune sunt una cu tine, iar altele nu, înseamnă că ți-ai pierdut obiectivitatea. Poate că îți place să te identifici cu acea parte a vocii care spune lucruri frumoase, dar realitatea este că tu nu ești totuna cu ea. Vocea rămâne întotdeauna o simplă voce în interiorul capului tău. Chiar dacă îți place ce îți spune, ea nu este totuna cu tine. Nu există nimic mai important pentru creșterea spirituală ca înțelegerea faptului că tu nu ești totuna cu vocea minții tale. Tu ești cel care ascultă această voce. Atâta timp cât nu înțelegi acest lucru, vei continua să te întrebi mereu care din numeroasele lucruri pe care ți le spune vocea te reprezintă. Oamenii fac nenumărate schimbări încercând să se descopere pe sine. Ei încearcă să descopere astfel care dintre aceste voci diferite ale personalității lor îi reprezintă cu adevărat. Răspunsul este cât se poate de simplu: niciuna. Dacă îți vei contempla cu obiectivitate vocea interioară, vei constata că cea mai mare parte din lucrurile pe care le spune sunt lipsite de semnificație. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a dialogului mental este o simplă pierdere de timp și de energie. Adevărul este că cea mai mare parte a vieții se desfășoară în funcție de anumite forțe pe care nu le controlezi, indiferent ce spune mintea ta. Este ca și cum ai sta seara și ai încerca să te decizi dacă îți dorești ca a doua zi dimineața să răsară soarele. Soarele va continua să răsară și să apună, indiferent de decizia minții tale. În această lume se petrec miliarde și miliarde de lucruri. Oricât de mult ai gândit la ele, le vor continua să se petreacă, neținând cont de părerile tale. Adevărul este că gândurile tale au un impact infinit mai mic asupra acestei lumi decât îți place să recunoști. Dacă ești dispus să-ți contempli cu obiectivitate gândurile, vei constata că marea majoritate nu au nicio relevanță. Ele nu au niciun efect asupra realității din jurul tău, ci doar asupra ta. Gândurile tale te pot face să te simți mai bine sau mai rău în raport cu ceea ce se întâmplă în momentul prezent, cu ceea ce s-a întâmplat în trecut sau cu ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Dacă îți petrești timpul sperând că mâine nu va ploua, nu faci decât să pierzi acest timp. Gândurile tale nu pot influența ploaia, nici într-un sens, nici în celălalt. Mai devreme sau mai târziu, vei constata că acest dialog mental interior nu are niciun sens și că este inutil să încerci în permanență să-ți explici și să-ți justifici viața. Vei înțelege astfel că adevărata sursa a problemelor tale nu este viața în sine, ci agitația minții tale în legătură cu aceasta. Apare astfel o întrebare interesantă:
Dacă cea mai mare parte a dialogului mental interior este inutilă, de ce există aceasta? Răspunsul la această întrebare depinde de înțelegerea motivului pentru care spune ce spune vocea noastră interioară, într-un moment sau altul. Spre exemplu, în anumite cazuri, vocea mentală vorbește din același motiv pentru care un ceainic începe să șuruie. În interiorul tău se produce o acumulare de energie care simte nevoia să fie eliberată. Dacă îți vei contempla cu atenție mintea, vei constata că ori de câte ori în ființa ta se produce o acumulare de energie nervoasă, asociată cu teama sau cu dorințele tale, vocea din interiorul capului tău devine extrem de activă. Acest lucru este foarte ușor de constatat atunci când ești furios pe cineva și continui să te cerți cu el în sinea ta. Privește cât de des îi repetă mintea ta ceea ce ți-ai dori să-i spui, cu mult timp înainte de a avea șansa să o faci față în față. Atunci când energia se acumulează în interiorul tău, tu simți nevoia să faci ceva cu ea. Vocea din interiorul capului tău devine extrem de activă deoarece nu te simți împăcat, iar dialogul interior îți permite să te eliberezi de o parte din energia acumulată. Pe de altă parte, poți observa că vocea continuă să sporovăiască, inclusiv în cazul în care nu e supărat pe nimeni. De pildă, dacă mergi pe stradă, ea îți poate spune lucruri de genul: privește câinele ăla, este un labrador. Mai e un câine în mașina aceea, seamănă mult cu primul câine pe care l-am văzut. Ceea ce face vocea este să povestească ce vezi. De ce simte ea nevoia să facă acest lucru? La urma urmelor, tu vezi deja lucrurile respective. Cu ce te ajută să le repeți în sinea ta, sub forma acestui monolog interminabil? Răspunsul necesită o analiză atentă. Dintr-o simplă privire, tu surprinzi o cantitate uriașă de detalii ale realității din fața ta. Spre exemplu, dacă privești un copac, tu vezi simultan fiecare creangă a sa, frunzele și mugurii care cresc pe ele. Atunci, de ce trebuie să dai glas lucrurilor pe care le vezi? Dacă vei analiza cu atenție ce se întâmplă, vei constata că această povestire continuă a realității din fața ta este menită să te facă să te simți mai confortabil în raport cu lumea din jurul tău. La fel ca atunci când nu te afli pe scaunul șoferului, dar îți imaginești că tu ești cel care conduce mașina. Ea îți dă impresia că ai un control mai mare asupra realității. De fapt, îți induce sentimentul că te afli într-o anumită relație cu ceea ce se întâmplă în fața ta. De pildă, copacul nu mai este doar un copac oarecare, care nu are nimic de a face cu tine, ci unul pe care l-ai văzut, l-ai etichetat și l-ai descris. Prin verbalizarea lui mentală, tu ai atras această experiență directă a lumii înconjurătoare în universul gândurilor tale. Aici, el s-a integrat printre celelalte gânduri ale tale, inclusiv cele care alcătuie sistemul valorilor tale și cele care descriu experiențele pe care le-ai trăit de-a lungul vremii. Îți propun să examinăm în continuare diferența dintre experiența directă a lumii exterioare și interacțiunile acesteia cu lumea ta mentală. Atunci când gândești, tu ai libertatea de a crea orice gânduri dorești, iar cea care le exprimă este vocea minții tale. Tu ești obișnuit să stai în fundalul minții tale și să creezi diferite gânduri, jonglând așa cum dorești cu ele. Această lume interioară pe care ți-o creezi reprezintă un univers alternativ, aflat în întregime sub controlul tău. Lumea exterioară ascultă de propriile sale legi. Atunci când vocea din interiorul capului tău narează pentru tine ceea ce se petrece în fața ochilor tăi, gândurile tale legate de ea se alătură celorlalte gânduri ale tale.
Ele se amestecă și influențează astfel experiența ta directă legată de lumea din jurul tău. În final, rămâi cu o prezentare personală a lumii exterioare din perspectiva ta subiectivă, iar din experiența inițială directă, empirică și nefiltrată, nu mai rămâne aproape nimic. Această manipulare mentală a experiențelor tale exterioare îți permite să-ți creezi un tampon între tine și realitatea brută. Tu vezi în fiecare moment mai miriade de detalii, dar nu apus n-arezi decât câteva dintre ele. Acestea sunt singurele care contează pentru tine. Prin această manieră subtilă de preprocesare, tu reușești să îți controlezi experiența realității, astfel încât aceasta să capete sens în mintea ta. Cu alte cuvinte, conștiința ta experimentează un model mental subiectiv al realității, nu realitatea propriu-zisă. Merită să studiezi cu atenție acest mecanism, căci el funcționează tot timpul. Spre exemplu, dacă ieși afară pe timp de iarnă și începi să tremuri, vocea din interiorul capului tău îți spune imediat: e frig. În ce fel te ajută acest lucru? Tu știi deja că afară este frig, doar îl experimentezi direct. Atunci de ce îți repetă vocea acest lucru? Tu îți recreezi în acest fel lumea exterioară în interiorul minții tale, pe care o poți controla spre deosebire de lumea exterioară. De aceea îți vorbești în sinea ta despre ea. Chiar dacă nu poți modifica lumea exterioară așa cum ți-ai dori, tu o poți verbaliza în interiorul tău unde o poți judeca, te poți plânge în legătură cu ea și poți decide de ce ai de făcut în continuare. Acest mecanism te face să crezi că ai un anumit control asupra lumii. Astfel, dacă trupul tău experimentează o senzație de frig, chiar dacă nu poți face nimic pentru a modifica temperatura exterioară, tu poți integra în interiorul minții tale această experiență, după care îți poți spune: nu-i nimic, aproape că am ajuns acasă, nu mai durează decât câteva minute. Și astfel te simți mai bine. În lumea gândurilor există întotdeauna ceva ce poți face pentru a controla experiența pe care o trăiești. În esență, tu recreezi lumea exterioară în interiorul tău, iar apoi trăiești în mintea ta. Ce s-ar întâmpla însă dacă te-ai decide să nu mai faci acest lucru? Să nu mai narezi lumea exterioară, ci să o observi în mod conștient. Te-ai simți mai deschis, dar și mai expus, căci nu poți ști niciodată ce se va întâmpla în momentul următor, iar mintea ta este obișnuită să te ajute prin procesarea experiențelor tale curente, astfel încât să le integreze în perspectiva ta asupra trecutului și în viziunea ta asupra viitorului. Acest proces te ajută să păstrezi o aparență de control asupra vieții tale. Dacă mintea ta nu ar face acest lucru, te-ai simți extrem de neconfortabil. Pentru cei mai mulți dintre oameni, realitatea este pur și simplu prea reală. De aceea ei preferă să o tempereze cu ajutorul minții lor. Mintea ta vorbește tot timpul, pentru că aceasta este sarcina pe care i-ai dat-o tu. Tu te folosești de ea ca de un mecanism de protecție, ca de o formă de autoapărare. În ultimă instanță, ea te face să te simți mai în siguranță. Atât timp cât vei continua să-ți dorești acest lucru, vei fi forțat să te folosești de mintea ta ca de un tampon între tine și viața reală, în loc să trăiești efectiv această viață. Lumea exterioară continuă să se deruleze în fața ta, având foarte puțin de a face cu tine și cu gândurile tale. Ea a existat înainte de a apărea tu în ea și va continua să dăinuie mult timp după plecarea ta. Sub pretextul că încerci să-i dai un rost, tu încerci de fapt să-ți găsești propriul rost în cadrul ei. Adevărata creștere personală se referă la transcenderea acelei părți a ființei tale care nu se simte în siguranță și care are nevoie de protecție.
Acest lucru nu se poate petrece decât dacă ți-aduce aminte în permanență că tu e subiectul care ascultă vocea minții tale vorbind. Aceasta este singura cale de ieșire din această iluzie creată de tine însuți. Subiectul care ascultă vocea minții tale, conștient că face acest lucru, este întotdeauna tăcut. El reprezintă poarta de acces către profunzimile absolute ale ființei tale. Atunci când devii conștient de vocea din interiorul capului tău, te afli practic pe punctul de a porni într-o călătorie interioară fantastică. Dacă este folosită corect, vocea mentală care până acum a fost sursa tuturor grijilor, distragerilor și nevrozelor tale, poate deveni un instrument al adevăratei treziri spirituale. Dacă îl vei cunoaște pe cel care supraveghează această voce, vei descoperi unul din cele mai mari misteri ale creației.